Frați și surori, prin Harul Domnului suntem împreună în prezența lui Dumnezeu și acum când sufletul nostru este liniștit în urma închinării prin rugăciune și cântare de laudă, suntem pregătiți să încheiem ziua aceasta concentrându-ne pentru câteva clipe la Evanghelia veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos, trimisă nouă să o cunoaștem și să o împlinim pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele nostru veșnic. Dumnezeu să ne ajute! În această seară, frați și surori, suntem la lecția numărul 2 din ciclul de lecții Predica de pe munte. În seara aceasta, ferice de cei săraci în duh. În capitolul 5 al Evangheliei după Matei, ideea care predomină este fericirea căutată de om și oferită de Dumnezeu. Domnul Iisus își începe predica de pe munte cu problema fericirii. Dorința cea mai adâncă și profundă, fundamentală, a fiecărui om este să fie fericit. În Constituția Statelor Unite, între drepturile fundamentale ale omului, este și dreptul de a căuta fericirea. Nu dreptul de a fi fericit, ci dreptul de a căuta fericirea. Marea întrebare este unde găsim fericirea, ce este ea, cum ajungem acolo. Lumea oferă o rețetă pentru fericire. De pildă, grecii antici credeau că numai zeii sunt fericiți cu adevărat, pentru că ei sunt nemuritori, neatinși de boli, au tot ce își doresc, se pot bucura de toată libertatea, au mâncare și băutură la discreție, muzică și dorințele senzuale și le împlinesc după buna plăcere. Dacă privim la societatea în care trăim, indiferent că e cea românească pe care am lăsat-o sau cea americană în care ne-am acomodat, observăm cu destulă ușurință că nu au evoluat cu nimic în concepția despre fericire. Oamenii și astăzi, ca și acum câteva mii de ani în antichitate, cred că lucrurile materiale, avându-le din abundență, ești fericit și că în lipsa acestora ești nefericit. Domnul Iisus Hristos știe că noi aspirăm după fericire și nu consideră lucrul acesta ca fiind rău. Dimpotrivă, El ne oferă rețeta pentru fericirea căutată, o rețetă care trebuie să recunoaștem că este diferită de rețeta lumii. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre fericire? Este ușor să observăm în capitolul 5 din Matei că rețeta Domnului despre fericire conține trei elemente. Primul dintre ele fiind cunoașterea perspectivei veșnice. Versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă, fiți fericiți, pentru că răsplata voastră este în ceruri. Trăiți cu speranța aceasta. Aveți în voi nădejdea aceasta, siguranța aceasta. Nu vă lăsați întristați pentru neîmpliniri de moment. Voi priviți eternitatea și bucurați-vă că veți ajunge acolo și că acolo veți fi pentru întotdeauna la modul absolut și profund pe deplin fericiți. Când Domnul vorbește de fericire, El spune, nu poți fi fericit dacă privești doar acum și aici, ci trebuie să privești dincolo de timp și spațiu, la împărăția care începe, dar nu se mai termină, unde bucuria va fi veșnică, fără sfârșit. El spune că primul element al fericirii este să cunoști că există o împărăție unde vei fi sigur că ajungi, prin puterea și meritele sângelui lui Iisus Hristos
Și că acolo Dumnezeu îți va șterge lacrima și nu va mai fi durere, oamenii nu vor mai fi diferiți în greutate, înălțime, în proprietăți și inteligență sau frumusețe. Și fericirea va fi veșnică. Bucură-te că vei ajunge acolo. În Luca, capitolul 10, versetul 20, Biblia spune: nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Nu vă bucurați de succesul în slujbă, predică, muzică, administrație, ci în primul rând, voi bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri. Asta îți dă fericire când știi că numele tău este în cartea lui Dumnezeu și că nimeni nu-l poate șterge. Asta este o fericire profundă, adevărată, veșnică. Fericirea nu poate fi fericire dacă este trecătoare. Ea trebuie să fie cu certitudine veșnică. Fericirea este adevărată doar când este veșnică. Ori pe pământul acesta, dacă ai luat la examen, ești fericit, dacă nu ai luat, ești nefericit. Dacă te trezești dimineața fără să te doară nimic, ești fericit. Dacă te trezești dimineața și te doare undeva, în complexitatea acestui organism, atunci nu mai ești fericit. Cât de vulnerabilă, cât de relativă, cât de expusă este fericirea întemeiată pe aici și acum, cât de minunată, cât de sigură, cât de adâncă și profundă este fericirea întemeiată pe veșnicia lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul, care a mers să ne pregătească o veșnicie. Și suntem siguri că acolo vom fi și noi, în numele și în meritele Domnului Iisus. Al doilea element al fericirii adevărate oferite de Domnul este caracterul. Domnul condiționează fericirea în Matei 5 de 9 lucruri, de 9 atitudini. El ne spune că este fericit omul care are anumite trăsături de caracter, ferice de cel sărac în duh, lecția acestei seri, în a cărui introducere ne aflăm acum. Ferice de cel blând, ferice de cel milostiv, ferice de cel cu inima curată. Iată dar caracteristici care compun caracterul. Pentru a fi fericit, ferice de cel blând, cel care vrea să fie fericit trebuie să fie blând, trebuie să aibă inima curată, trebuie să fie sărat în duh. Adică, omul care are aceste caracteristici speră să fie fericit. În concluzie, pentru a fi fericit după rețeta Domnului Iisus, trebuie să ai caracter. Un caracter care să aibă particularitățile, caracteristicile descrise în Matei capitolul 5. Cu alte cuvinte, fericirea nu este determinată de ce avem, ci de ce suntem. Cele două mari verbe care domină Scriptura. Al treilea element care ne conduce la fericire după rețeta Domnului Iisus, pe lângă cunoașterea veșniciei, pe lângă caracter, este comportamentul. Modul în care ne purtăm, modul în care reacționăm la circumstanțele vieții, la crizele din viața noastră, determină fericirea noastră. Domnul ne învață că fericiții vor acționa într-un anume fel, indiferent de circumstanțe. Ei vor avea un comportament dinainte stabilit. Nu circumstanțele vieții dictează comportamentul lor, ci scopul vieții dictează comportamentul lor. Spre exemplu, ferice de cei ce plâng. Aici este vorba de un plâns pentru păcatele personale și este vorba de un plâns pentru nevoile altora. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Este vorba despre o dorință puternică după neprihănire și este vorba de o dorință profundă de a face dreptate în viețile altora. Ferice de cei făcători de pace, scopul nostru lăsat de Dumnezeu este să aducem în lumea aceasta învrăjbită armonie, iertare și iubire prin comportamentul nostru. Dacă noi vom fi astfel de oameni, asta ne va da satisfacție și va aduce în inima noastră ceea ce Domnul numește fericirea. În urma acestei introduceri despre fericire, aș vrea să revenim la obiectul lecției noastre din această seară, numărul 2,
ferice de cei săraci în duh. Poate nicio altă expresie din Biblie n-a fost de-a lungul istoriei creștine mai greșit înțeleasă ca și aceasta, sărac în duhul. În limba română, sărac în duh s-a transformat în sărac cu duhul, adică slab de minte sau prostuț. Și nu este o noutate pentru nimeni că de multe ori oamenii care nu cred în Dumnezeu au asociat credincioșii cu prostuții, iar credincioșia cu prostia. Într-o altă traducere mai nouă, versetul 3, care în Cornilescu spune: ferice de cei săraci în duh, căci a lor va fi împărăția cerurilor, spune: fericiți sunt cei care recunosc că au nevoie de Dumnezeu, pentru că împărăția cerurilor este a lor. Un mare bărbat, despre care probabil mulți dintre dumneavoastră ați auzit, Robert Reitz, s-a născut cu paralizie cerebrală și nu putea să-și miște mâinile sau picioarele. El umbla într-un cărucior cu rotile, nu putea să se pieptene, să se scarpine sau să-și spele dinții. Totuși a mers la școală, a absolvit colegiul teologic, a devenit profesor și a predat la colegiul acela și de 5 ori a plecat în Africa ca misionar. În 1972, pentru 6 ani, a plecat în Portugalia și acolo a învățat limba portugheză și 70 de oameni s-au convertit în 6 ani prin misiunea lui. Pentru că el nu putea să mănânce singur, a plătit pe patronul unui restaurant. De fiecare dată când se termină forfota în restaurant la lunch, să trimită un ospătar la el în cameră și să-i dea să mănânce. Întotdeauna mânca ultimul, lua lunch-ul pe la 2-3. A învățat limba portugheză în 6 ani de zile și în fiecare zi era într-un parc, în căruciorul lui cu rotile, dând oamenilor pliante. Vorbea foarte greu, aproape neinteligibil. Și în maniera aceasta, în metoda aceasta atât de dificilă, 70 de oameni s-au convertit la Hristos și la credință prin slujba neînțeleasă a acestui bărbat cu un handicap așa de mare. Printre cei 70 de persoane care s-au convertit a fost și Rosa, o tânără care i-a devenit soție mai târziu. Omul acesta a revenit în America și a continuat să vorbească despre Iisus Hristos, să fie urcat pe scenă și la amvon și din căruciorul lui cu rotile să vorbească despre Iisus. Degetele lui erau foarte contorsionate, adică foarte strâmbe și nu le putea mișca, ca și mâinile lui. Și de fiecare dată într-un serviciul divin își ridica mâinile acelea strâmbe și spunea: Doamne Dumnezeule, eu sunt cea mai fericită ființă de pe pământ, pentru că te cunosc pe tine. Imaginea aceasta a unui om cu mâinile și picioarele strâmbe, a unui om care vorbea și aproape că nu-l înțelegeai, spunând: Doamne, îți mulțumesc că sunt cea mai fericită ființă de pe pământ, este totuși o provocare care face ca obrazul nostru să roșească deseori. În capitolul 18 al Evangheliei după Luca, versetele de la 9 la 14, Biblia ne prezintă 2 oameni care vin să se închine la templu ca și noi în această seară. Unul era un vameș și altul un fariseu. 2 oameni vin la templu să se închine. Această pildă, spune Biblia, că ne-a fost spusă, a fost spusă celor care se încredeau în ei înșiși. Motivul care l-a determinat pe Domnul să spună pilda aceasta a fost că acolo erau oameni care se încredeau în ei înșiși. Nu erau săraci în duh, erau bogați în duh. Adică nu aveau o părere umilă despre ei, ci aveau o părere măreață despre ei. Opusul la sărac în duh este mândria, este aroganța, este o părere prea înaltă despre tine, este omul plin de sine care crede că are prea multe merite și valori. La templu s-au închinat 2 oameni, unul plin de sine și unul gol de sine. Dumnezeu poate locui în orice om, excepție făcând cel care e plin de sine. În templu, în clipa aceea, se închinau 2 oameni, pe din afară erau la fel.
Unul era plin de sine, unul era gol de sine. În cel gol de sine a intrat Dumnezeu. În cel plin de sine, Dumnezeu a rămas afară. Aceasta este o imagine palidă a ceea ce înseamnă să fii sărac în duh. Sărac în duh este opusul oamenilor care se încred în ei. De aceea această nouă traducere spune la versetul 3: ferice de cei care recunosc că au nevoie de Dumnezeu, pentru că ei nu se încred în ei, se încred în Dumnezeu, ci pentru că se încred în Dumnezeu, recunosc că au nevoie de Dumnezeu. Ei știu că nu sunt suficienți pentru ei și nici resursele materiale nu sunt suficiente pentru ei. În Apocalipsa, capitolul 3, versetele de la 17 la 18, există de asemenea un pasaj care se adresează celor care cred că sunt suficienți pentru ei, celor care se încred în ei înșiși. Și Biblia spune: pentru că zici că ești bogat, pentru că te încrezi în tine, pentru că nu vezi nevoia de Dumnezeu în viața ta. Și cunoașteți bine textul din ultima carte a Bibliei. În pilda Domnului Iisus de mai devreme, vameșul este exemplul unui om sărac în duh, iar fariseul și persoana din Apocalipsa, capitolul 3, care se credea bogată, sunt exemplu oamenilor bogați în duh, mândri și plini în duhul lor. Omul bogat în duh nu depinde de Dumnezeu. Omul sărac în duh depinde de Dumnezeu. Hilelul, mare învățător al generației apostolilor, a spus: umilința mea este măreția mea și măreția mea este umilința mea. Există și astăzi, ca și atunci, oameni care se mândresc cu umilința. Când oamenii ajung să se mândrească, să facă caz de umilința lor, aia nu mai este umilință, și aia este un mod de a te mândri de-a binelea. Oamenii umili nu fac caz de umilința lor. Oamenii umili nu se mândresc cu umilința lor. Cine se mândrește cu umilința e un mod de a te mândri. Ce nu este sărăcia în duh? În primul rând, sărăcia în duh nu este o atitudine sfidătoare de închinare față de Dumnezeu. În Exod, capitolul 5, versetul 2, Faraon, regele Egiptului, spune: cine este Dumnezeu ca să mă închin lui? Eu nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu am să mă închin. Cine este Dumnezeu ca să fac ce spune El? Eu nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu am să fac ce spune El. Iată dar un om care îl sfidează pe Dumnezeu. Un om care își permite să aibă un alt drum în viață decât drumul pe care Dumnezeu vrea ca să-l aibă. Un om care îl sfidează pe Domnul. Oamenii care nu sunt săraci în duh, întotdeauna îl vor sfida pe Dumnezeu. Vor fi atât de inteligenți încât întotdeauna vor avea alt drum decât drumul lui Dumnezeu, alte explicații decât explicațiile lui Dumnezeu și alte valori decât valorile lui Dumnezeu. Ei vor sfida pe Dumnezeu și cartea lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Vor avea o religie personală, iar religia lor va fi mândria. Un al doilea mod de a nu fi sărac în duhul este să nu fii conștient de goliciunea naturii umane, de instabilitatea și de vulnerabilitatea inimii umane înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune în Vechiul Testament: blestemat să fie omul care se încrede în om și își abate inima de la făcătorul lui, de la Dumnezeul lui. De asemenea, în Vechiul Testament, Biblia spune: inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit, din cale afară de rea. Cine se încrede în ea este un nebun.
Omul care este sărac în duh conștientizează goliciunea naturii umane în care trăiește. Este conștient că oricât ar fi de inteligent, de educat, de cultivat, rămâne totuși o inimă în care nu poți avea încredere. Rămâne totuși o natură pe care nu te poți bizui. Omul, oricât de elevat ar fi, este carne păcătoasă și neputincioasă. Este nebun omul care se încrede în el. Și acesta este opusul sărac în duhul. Omul care este sărac în duhul realizează că oricât de pregătit ar fi, este din carne, iar carnea îți joacă feste, adică te dă de gol. Când îți este lumea mai dragă? Omul sărac în duhul este echilibrat în aprecierea lui față de sine. Biblia ne spune în Romani să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine. Cât se cuvine poți avea, dar mai mult decât se cuvine să nu ai. Dar cât se cuvine? Omule, oricât de dotat, pregătit, elevat și cult ai fi, este o măsură prea mică ca să te încrezi prea mult. Sărăcia în duhul arată înțelepciunea de a pricepe că ești făcut dintr-o natură slabă, defectă, păcătoasă, în care nu te poți încrede. Este ca și când ai o mașină defectă, foarte defectă, și îți permiți să mergi pe expres cu 100 de maile. Ce om trebuie să fii când știi că roțile așa îți joacă la mașină și tu îți permiți să alergi pe expres cu o viteză atât de mare? Ești inconștient. Dacă ai cunoaște defectele pe care le are mașina, aproape că te-ai dat jos din ea și ai merge pe jos, pentru că te expui să mori. Când te încrezi prea mult în acest automobil numit omul, arată necunoașterea naturii în care călătorești și arată bogăția în duh, adică absența sărăciei în duh. Un om care este sărac în duh, nu cu duhul, sărac în duh, va avea o părere corectă despre el. Și chiar dacă știe că el are anumite valori, el nu și-o va lua în cap că este un super om. Nu-i va privi pe ceilalți cu dispreț. Nu va uita că este un muritor să se subordoneze lui Dumnezeu care este rege. În al treilea rând, pe lângă faptul că atitudinea sfidătoare, lipsa conștientizării de goliciunea inerentă naturii umane, în al treilea rând, obiceiul de a te compara cu alții atunci când vrei să te califici ca și credincios este un alt factor care determină lipsa sărac în duhul. Ce vreau să spun este faptul că sunt oameni care atunci când vor să vadă cât de credincioși sunt, nu se compară cu ceea ce Dumnezeu ar vrea ca ei să fie, ci se compară cu alți credincioși din comunitate, de obicei cu cei mai slabi. Dacă soția mea îmi spune că este nemulțumită de una dintre atitudinile mele în calitate de soț sau de tată, atunci când nu vreau să mă smeresc și să recunosc că are dreptate, găsesc o soluție ca să-i dau peste obraz cu palma și îi spun: să zici mersi că ai un bărbat ca mine. Dacă ai fi avut un bărbat ca sora cu tare, ai fi văzut tu. Dar pentru că ai un bărbat bun ca mine, îți permiți acum să-mi zici că de ce nu sunt și așa, că de ce nu sunt și așa? Așa-ți trebuia un bărbat cum are sora aia ca să te pună la punct. De fapt, ce am vrut eu să fac? Am vrut să îi închid gura ca să nu mai se lege de defectele mele. Sunt atât de mândru încât mă doare și nu-i permit să-mi spună că am slăbiciuni. Și atunci îi prezint un alt bărbat care e mai rău ca mine și îi spun să zici mersi că nu-s ca ăla. E interesantă și
demnă atitudine de bărbat. Frați și surori, atunci când Dumnezeu sau oamenii ne prezintă anumite defecte ale comportamentului nostru, soluția nu este să le spunem că sunt alții mai răi ca noi. Este adevărat că sunt alți oameni și mai răi decât noi. Soluția este să primim, chiar dacă ne doare, și să ne îndreptăm, că lucrul acesta nouă ne face bine, nu lor. Asta înseamnă să fii sărac în duh, să ai puterea. Și aceasta este cea mai mare putere de care eu am auzit vreodată, mai ales la bărbați. Pentru că bărbații sunt ființe mai orgolioase decât femeile. Ei, nu uitați, trăiesc prin performanțe, prin împlinirea scopurilor. Și când cineva vine și îi spune unui bărbat că nu e suficient de bun, atunci îi iei performanța care îi dă viață. Să încerci să îndrepți un bărbat este un lucru foarte dificil. De aceea, biserica este un loc unde se aud tot felul de suspine și văietături, pentru că aici este locul unde Dumnezeu îndreaptă bărbați și femei, le modelează caracterul, le ia defecte și vicii din comportament și îi face asemenea chipului Fiului Său, Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de Petru, care o noapte întreagă în calitate de pescar profesionist se străduiește să prindă pește și nu reușește. Noaptea, o noapte întreagă. Și dimineața vine Domnul Iisus Hristos și îi spune: Petre, vreau să pescuiești. Și Petru spune: n-are rost, toată noaptea am încercat și n-am prins nimic. Petre, vreau să pescuiești. Adică ce vrei să spui? Vrei să spui că până acum n-am pescuit? Vrei să spui că nu mă pricep? Pui la îndoială profesionalismul meu de pescar? Crezi că sunt un amator? Petre, vreau să pescuiești. Și Petru spune: totuși, la porunca ta am să pescuiesc. Are capacitatea să se umilească. Este ca și cum în seara aceasta cineva vine la mine și spune: frate Luigi, nu mi-a plăcut un anumit lucru din predica ta. Să nu credeți că îmi place dacă cineva îmi spune lucrul acesta. Dar asta nici nu înseamnă că tot ce am spus eu o să placă la toți cei prezenți aici. Petru, în ciuda faptului că avea orgoliul lui de pescar, a trebuit să accepte și să pescuiască și când el crede că nu-i bine. Pentru că în fața lui stătea cineva mai mare decât el. Stătea marele maestru și marele pescar. Și el spune: pentru că tu îmi spui, am să pescuiesc. Iată dar că Petru, agresivul și incisivul Petru, se poate smeri și dă dovadă de sărac în duhul. Vă aduceți aminte care este rezultatul? Rezultatul este un năvod plin de pești. Luca capitolul 5, versetul 8. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Luca capitolul 15. El pleacă de acasă un tânăr plin de sine. A ajuns să-i spună tatălui său: acum am făcut mare, nu mai te las pe tine să-mi conduci viața, știu să iau decizii pentru mine, sunt nemulțumit de felul cum administrezi familia, de aceea eu vreau să ies din familia aceasta, pentru că tu îmi zdrobești viața, îmi strici personalitatea, dă-mi banii care mi se cuvin, că eu plec. A plecat plin de sine, dar s-a întors gol de sine. Observați că pe undeva valorile materiale pe care oamenii le au îi ajută să fie plini de ei. De aceea, crizele vieții ne fac să ne lovim cu capul de pragul de sus și să revenim la o viață de smerenie și de credincioșie. Câteodată, dacă nu suntem atenți și ne dă Domnul bani mulți, banii aceștia mulți s-ar putea să ne dea impresia că suntem mai deștepți decât cei care n-au bani. Dacă suntem buni predicatori, s-ar putea să ne treacă prin cap că suntem mai deștepți decât cei care nu sunt buni predicatori. Dacă ne dă Dumnezeu alte valori, frumusețe, inteligență sau multe alte lucruri, s-ar putea să ne îngânfăm și să credem că suntem mai valoroși decât alții care n-au aceste lucruri și să-i tratăm de sus cu dispreț și în felul acesta devenim plini de noi și goi de Dumnezeu. Suntem bogați în duhul și săraci în spiritualitate. Tânărul bogat este un alt exemplu. El vine la Domnul Iisus Hristos
Și el, care întotdeauna a avut bani, era obișnuit să cumpere ce vrea. El n-a fost ca și noi când eram în România. Vă mai aduceți aminte, cei care veniți din România? Când eram în România și vream să cumpărăm ceva pentru noi sau copiii noștri și n-aveam bani și plecam așa cu o durere și cu un of în suflet? Acum nu prea se mai întâmplă, sau mult mai rar. E, tânărul ăsta bogat a avut întotdeauna bani, că tatăl său a fost un patron foarte de succes. Și el întotdeauna a avut bani de la tata. Lui nu i s-a întâmplat să vrea să cumpere ceva fără să aibă bani. Întotdeauna a avut bani, ce a vrut să cumpere, a cumpărat. Și când ajunge la Domnul Iisus Hristos, îl întreabă: Învățătorule, ce să fac? Cum pot să cumpăr viața veșnică? Și Iisus îi spune: păzește poruncile. Asta e puțin, să păzesc poruncile. Eu le împlinesc de când mă știu. Și Domnul îi ia elementul în care se încrede, îi ia banii și spune: dă-ți banii și apoi vină să mai stăm de vorbă. Aruncă bani, dă-i la săraci, vino la mine să cumperi când nu mai ai bani, tu care te-ai obișnuit mereu să ai bani. Vreau să te duci odată la magazin fără bani, ca să nu mai ai încredere în tine, să nu mai depinzi de tine, să te poți meri, să nu te mai bazezi pe tine, să te bazezi pe Domnul. Și el n-are puterea să se umilească. Nu vrea să dea instrumentul care îi dătea plinătate de sine, orgoliu și mândrie, și spune: nu, nu-mi place să nu mai am cu ce să mă mândresc. Nu, mai bine renunț la împărăția ta. Și renunț. Sărac în duh înseamnă să ai o părere smerită despre tine, dar nu în ce spui și în ceea ce crezi cu adevărat în inimă și în minte. Ce părere am eu despre mine însumi? Se poate vedea ce părere am eu despre mine? Numai Dumnezeu și eu știu ce părere am despre mine, dar și oamenii care mă cunosc de aproape pot observa asta. Cum? Când eu nu permit oamenilor să descopere defectele din viața mea, asta înseamnă că eu am o părere înaltă despre mine. Când pe mine mă jignește fiecare lucru pe care oamenii mi-l spun ca pe un defect al meu, asta înseamnă că eu am o părere înaltă despre mine. Și când cineva îmi spune: Luigi, pe lângă calitățile tale, uite, ai și un defect, pe mine mă doare, pentru că în mintea mea Luigi Mițoi n-are niciun defect. Faptul că eu nu permit nimănui să vorbească, sigur, în relația cu mine, nu în relația cu alții, că degeaba spuneți altora despre defectele mele, că nu alții mă pot îndrepta pe mine. Cu mine trebuie vorbit. Dacă eu accept ca să-mi spuneți despre defectele pe care le am, asta înseamnă că eu accept că sunt un om cu greșeli, cu slăbiciuni omenești și sunt pregătit să mă îndrept. Dar omul care te ia peste picior se supără când îi spui despre defecte. Astea arată goliciunea și sărăcia lui, nu în duh, ci de spiritualitate. Mândria îl oprește să accepte care defecte. Se ține departe de orice discuție în care devine vulnerabil. Și tot timpul este invulnerabil, nu te lasă să te apropii de el, nu te lasă să-i vorbești despre defectele lui. Ocolește orice împrejurare în care ar fi pus la mijloc. Știți și dumneavoastră că a existat pe timpul lui Wesley și de atunci, chiar acum există în America, acum începe să se stingă, dar știți bine că a existat și încă mai există la modă grupul acela de bărbați care trăiesc într-o armonie spirituală încât se întâlnesc în grupe mici și fiecare spune cu ce a greșit în săptămâna care a trecut și permite tot felul de întrebări celor din grupul lui. Adică, merg în grupul meu săptămânal și bărbații din grupul meu au libertatea să mă întrebe: ce păcat ai mai făcut săptămâna asta? Ai manifestat vreo slăbiciune în relația cu soția? Păcatul de care ne spuneai săptămâna trecută s-a mai repetat în viața ta? Și eu îi las să mă întrebe orice întrebare și cu sinceritate eu le răspund. Asta da umilință. Sigur că asta trebuie făcută într-un cerc de oameni foarte duhovnicești, pentru că altfel, în loc de bine, complicăm problema și mai tare. Eu nu v-am spus asta ca să faceți neapărat lucrul acesta, ci v-am spus numai ce înseamnă să-ți deschizi inima și să devii vulnerabil în fața unor oameni. Probabil că în familie este cel mai sănătos să ne comportăm în felul acesta. Să-i permitem partenerului să ne vorbească despre defectele pe care le vede la noi. Când un bărbat nu-i permite soției lui,
Când o femeie nu-i permite soțului ei să-i vorbească despre defectele ei sau ale lui, este o persoană mândră și plină de sine. Sigur că și momentul în care faci asta, și felul în care o faci, și cuvintele care le folosești, și atitudinea pe care o ai, toate devin importante atunci. Dar în principiu ar trebui să fiu vulnerabil față de soția mea și ea față de mine, pentru că ea mă iubește, eu o iubesc și ne vrem binele unul altuia. De aceea ea trebuie să devină criticul meu și eu criticul ei. Nu trebuie să-i interzic să-mi vorbească despre defectele mele, pentru că în felul acesta eu închid lui Dumnezeu ușa ca să mă corecteze pe mine. Penultimul lucru pe care vreau să-l spun, de ce nu sunt oamenii săraci în Duhul? De ce nu sunt? Sau de ce este greu să ajungi la această performanță spirituală? Că până la urmă, a fi sărac în Duhul este una dintre cele mai mari performanțe spirituale, pentru că de fapt este părerea ta despre tine însuți echilibrată și pusă alături de părerea lui Dumnezeu despre tine însuți. În primul rând, oamenii au o părere înaltă despre ei și nu sunt smeriți, pentru că sunt goi de Duhul Sfânt, sunt goi de cuvânt, sunt goi de rugăciune și sunt goi de post. Duhul Sfânt, cuvântul Domnului, rugăciunea și postul sunt practici reduse doar la limita publicului, duminică și joi, dar în viața personală nu există o hrănire abundentă și sănătoasă. Ce-ar fi dacă noi am avea lunch sau dinner doar duminică dimineața, duminică seara și joi? Cine ar putea să trăiască și să muncească cu 3 mese într-o săptămână? Ce-ar fi dacă am face de 3 ori shower pe săptămână, duminica de dimineață, seara și joia? Ce-am face dacă de 3 ori am bea apă pe săptămână? Ce-am face dacă cineva ne-ar ține așa la gură? Să nu respirăm și doar de 3 ori pe săptămână, câte o oră ne-ar lăsa să respirăm? Exact așa se întâmplă când depindem doar de programele publice de la biserică. Și nu avem o viață spirituală, o relație spirituală cu Dumnezeu, manifestată prin prezența în dimensiunea Duhului Sfânt, cercetarea scripturilor, cunoașterea și trăirea lor, post și rugăciune. Și aceasta este o problemă personală, este o problemă a fiecăruia. Autonomia este un al doilea lucru care îi face pe oameni să fie plin de ei înșiși și goi de Dumnezeu. Autonom este omul care depinde de el. Imaginați-vă că până acum eu am muncit într-o fabrică și am fost plătit la oră. Am depins de fabrica aceea. La un moment dat îmi deschid un business și nu mai depinde nimeni. Am business-ul meu. Acum sunt autonom. Nu mai depinde compania la care am lucrat. Am business-ul meu. Asta înseamnă să devii autonom față de Dumnezeu. Nu mai lucrezi în compania lui Dumnezeu, nu mai depinzi de Duhul Sfânt, nu mai depinzi de Scripturi, nu mai depinzi de părtășia cu frații, nu mai depinzi de corijarea păstorilor, nu mai depinzi de rugăciune și de post, nu mai depinzi de nimeni. Ești autonom, ești suficient pentru tine. De ce? Pentru că ai o părere înaltă despre tine. Nu ești sărac în Duhul. O altă problemă este supraaprecierea. Adică eu mă uit doar la calitățile din viața mea și intenționat neglijez defectele mele, tocmai pentru ca să am despre mine o părere bună. Care sunt consecințele unei vieți trăite în sărac în Duhul? Biblia spune: ferice de cei săraci în Duh, pentru că a lor va fi împărăția cerurilor. Vreau să lămurim un lucru foarte scurt. Frați și surori, să nu credeți niciodată că noi merităm împărăția cerurilor pentru că suntem săraci în Duhul. Aici nu-i vorba de cauză-efect. Adică noi merităm împărăția cerurilor pentru că am fost săraci în Duhul. Niciunul dintre noi nu va fi suficient de sărac în Duhul ca să merite împărăția. Dar totuși Domnul se uită în ce măsură umblăm și căutăm sărac în Duhul.
Unul dintre sporturile favorite în America este baseball. Și dumneavoastră știți asta. Probabil unii dintre tinerii bisericii au pasiune pentru asta. La unul dintre campionatele trecute, unul dintre jucătorii care trebuia să prindă mingea a scăpat-o din mână și echipa lui a pierdut. Antrenorul nedumerit a alergat la el și i-a spus: vreau să văd ce ai în mână. Arată mâna. Mâna aceea cu care trebuia să prindă mingea. Și când i-a arătat mâna, el în mână avea niște alune pe care din când în când, în timpul jocului, le mai scotea și le mânca. Și din pricina alunelor n-a putut să țină mingea și să o prindă. A prins-o, aproape că a prins-o și a scăpat. Și a pierdut meciul. Frați și surori, de ce nu reușim să fim săraci în Duhul? Pentru că deseori avem în mână tot felul de alune. Tot felul de alune. Suntem bolnavi de o vestimentație păcătoasă și lucrul acesta nu este greu de văzut. Este ușor. Priviți, întoarceți-vă privirea de la un capăt la altul. Suntem bolnavi de prea mult lux exagerat, suntem bolnavi de comoditate, prea multă comoditate. Facem din viața, ne comportăm ca niște regi în viața aceasta, nu ca niște slugi, nu ca niște robi ai lui Iisus Hristos. Și avem noi microbii și bolile noastre. Avem noi alunele noastre din care mai înghițim câte una din când în când în timpul meciului să nu ne plictisim. Și când vine mingea să o prindem și să câștigăm meciul vieții, ne scapă din mână pentru că avem alune. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Domnul, dacă ne smerim, ne oferă viața veșnică pentru că o cerșim, pentru că o dorim, pentru că o căutăm. De aceea, noi trebuie să devenim cerșetori ai Harului lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii smerit în Duh, să cerșești grația divină, să înțelegi că ai nevoie de ea și să o cauți în fiecare clip. Aș vrea în seara aceasta să mă opresc aici, frați și surori, în ciuda faptului că probabil se mai pot spune multe lucruri, dar sunt suficiente, și să ne luăm un timp de rugăciune. Privește-te, te rog, la vârsta la care ai ajuns astăzi. De-a lungul anilor ai făcut multe promisiuni lui Dumnezeu. Pe unele probabil că le-ai împlinit, pe altele nu. Însă Dumnezeu a fost bun și indiferent dacă dumneata ți-ai împlinit promisiunile sau nu, Dumnezeu și le-a împlinit pe toate. Și în seara aceasta recunoști că ești obiectul binecuvântării lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvântat cum nu te-ai gândit niciodată. Nu vrei să te oprești puțin în această seară, înainte de a fi prea târziu, și să te întreb: Doamne, a venit în sfârșit clipa pentru mine să mă comport cu maturitate și să înțeleg că adevăratele valori sunt dincolo. Ajută-mă, Doamne, să cobor cu picioarele pe pământ și să rămân cu capul în cer. Și să mă comport ca un om care știe că este slab, care știe că e vulnerabil, care știe că deseori se comportă cum nu trebuie. Un om în care Duhul Sfânt și Cuvântul mai are mult de lucru. Frați și surori, vă îndemn să aveți un moment de meditație alături de mine. Haideți să ascultăm o cântare a corului și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă invit în timpul acestei cântări să vă gândiți la cuvântul lui Dumnezeu. Este șansa noastră, este seara noastră, o joi seara în care ne-a chemat Dumnezeu să ne verificăm. Haideți să ne uităm în oglinda prezenței lui Dumnezeu și a Duhului Său și să ne scuturăm de scamele care ne face să arătăm murdari și să rămânem curați. Și împărăția cerurilor va fi a noastră, a noastră și a copiilor noștri. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Ascultăm cântarea de cor. Apoi ne rugăm în încheiere și plecăm la casele noastre sub binecuvântarea celui preanalt.